Această emisiune vă este oferită de grupul de producători Corvinia. Și bine v-am regăsit, dragi prieteni. O vreme absolut perfectă, putem să spunem acest lucru, chiar dacă poate e forțat acest perfect, pentru culturi. Arată foarte bine, cam 90%. Pe aici, pe acolo, au mai fost așezate de ploile care au căzut din abundență în perioada trecută. Nu o să vorbim însă astăzi despre cultura mare, o să vorbim despre legumicultură. Așa cum știți, se apropie termenul final, dacă nu se va prelungi, așteptăm încă acest lucru pentru programul Minimis Tomate Românești. Așadar, am fost la grupul de producători Corvinia, am fost la serele de la Rovina Brănișca, am fost la Victor Varga, la Săulești, am fost la Marian Huzoni, la Tuștea și am stat de vorbă despre zdroaba legumicultorilor în această perioadă. Și da, totul se așează așa cum trebuie să fie. A fost o săptămână încărcată, un început de săptămână încărcat pentru lucrătorii Apia. Au fost ultimele zile de depuneri de cereri pentru măsurile de sprijin puse la bătaie de Apia. S-a încheiat această perioadă, am fost la conferința de presă care a făcut bilanțul perioadei respective. Am stat și noi de vorbă cu cei implicați în acest fenomen, cu Mirela Paraschiv, șefa serviciului măsuri de sprijin, cu directorul APIA Hunedoara, Ioan Marcel Socol, și am stat de vorbă și cu directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara, Călin Marian, pentru că și cei din cadrul Direcției Agricole au fost alături de colegii de la APIA și continuă să le fie aproape cu acele cursuri care se vor derula în perioada imediat următoare. În finalul ediției stăm de vorbă, ne reamintim cum am stat de vorbă cu medicul veterinar despre o afecțiune mai puțin întâlnită, dar care poate totuși să apară pe aici pe acolo. E vorba despre febra vitulera. Vizionare plăcută! Cosmin, mă bucur să ne revedem și mai ales mă bucur să văd că încet, încet prinde viață munca voastră. Da, cum v-am zis, când cred că ne-am văzut ultima dată, începe să intrăm pe producție aici, treaba e în linie dreaptă, da, e de muncă mult. Este într-adevăr și oricum nu vom putea niciodată să mergem mai departe fără să punem osul și chiar sănătos de tot. Vă încadrați pentru Minimis? Da, cu siguranță. Deja avem 7 etaje de roșii, primele, cele de jos, încep să, acum defoliem și urmează să coacă, iar deja la roșiile șerii am mâncat primele roșii șerii. Ales mai rapide, să le spunem așa, mai precoce. Văd că și afară, încet, încet, se înalță plântuțele? Da, spre deosebire de alți ani și în solarii stăm destul de bine cu cultura, în sensul că am plantat undeva în anul ăsta mult mai repede ca anul trecut, deci undeva 15 aprilie, cred că mai repede, și sunt o parte din ele care eu zic că undeva în mijlocul lui iunie deja recoltăm. Da. Și acum vine durerea. Bun, durere. Punem și ghilimele de rigoare. Acum, depinde de tine dacă le lași acolo sau le înlături. Desfacerea. Desfacerea, ce să zic, deocamdată nu prea e desfacere, că n-am prea avut extraordinar de multe produse. Anul ăsta e un an mai aiurea un pic față de anul trecut. A început mai bine din punct de vedere al temperaturilor. A venit un martie care ne-a dat peste cap pe toți. În 3 săptămâni cred că am cheltuit cu încălzirea mai mult decât am cheltuit în toată perioada. Și faptul că s-a întâmplat aceste fenomene meteorologice ne-a ținut un pic în loc pe toți membrii grupului. Plus că au fost problemele de anul trecut cu furtunile care ne-au pus jos solarii la Târnouă, cât și la Gelmar, cât și la Uroi. Și
de-abia acum ne apropiem de final de reabilitat, lucrul ăsta ne trage în jos, clar. Deci nu am avut o gamă de produse foarte variată pe începutul ăsta de an. Atunci dăm voie să reformulez. Contracte, înțelegeri cu beneficiari. Contractele cu înțelegere cu beneficiarii sunt aceleași care le avem în ultimii 5 ani. Funcționează foarte bine din punctul ăsta de vedere. Avem un contractant principal, spre deosebire de alți ani. Mergem foarte mult pe o rețea de asta de magazine la nivel național, cu care noi avem un parteneriat și pentru care producem și celebra roșie de Buzău 1600 ca și contractant principal, și lucrăm și cu toți ceilalți în limita cantităților de marfă pe care le-am avut pe începutul ăsta de an. De acum încolo o să începem cu cantități mai mari și o să deservim pe mai mulți. Da, dar și pentru asta îți trebuie o bază, ca să spun așa, vis-a-vis de partea de contracte, înțelegeri și în ce există deschidere suficientă. Încă mai aud că mai sunt reticențe din partea unor retaileri. Da, și vor fi reticențele, din păcate, din ce în ce mai mari. Povestea din punct de vedere al asocierii, pe care tot se e mult trâmbițată în România și nu numai, va fi 100% aplicată. Noi suntem în curs, și nu numai asta, noi suntem în curs de aplicare a unui sistem de management, Global Gap se numește, care trebuie să-l finalizăm până la 1 iunie. Fără acest sistem Global Gap nu vom mai putea vinde în supermarketurile cu care suntem noi parteneri. Unele mai acceptă până la anul, altele de la 1 iunie nu mai acceptă. Așadar, dacă vrei să vorbim de restricționare, restricționarea va fi făcută din cauza acestor sisteme și foarte mulți producători români vor avea o problemă din punctul ăsta de vedere. Nu vor putea să-și vândă produsele, pentru că sistemul ăsta limitează extrem de mult și este un control perfect al tuturor parametrilor pe care ai de la sămânță până la produsul final. E foarte greu de ținut. Noi am angajat un om în grupul de producători care să se ocupe doar de subiectul ăsta. Că e un volum foarte mare de muncă. Da, și uite, vezi, chiar dacă sunteți practic în vârful grupului de producători, doi oameni care ați lucrat în vânzări, ați lucrat în sistemul ăsta ani și ani de zile, o experiență chiar deosebită, uite că mai trebuie încă unul. Da, ce să zic, lucrurile apar, evoluează în continuu, sunt într-o continuă mișcare, exact ca și planta. Și nu o să putem, dacă nu ținem pasul cu lucrurile astea, nu vom putea reuși, deci nu vom mai putea vinde până la urmă. Adică vom vinde doar pe angro și pe piețe, în condiții în care piața de hipermarketuri și supermarketuri crește anual. Anual se dezvoltă deja, au peste 60% cotă de piață, deci tu, eu, toată lumea merge la supermarket să cumpere. Da. Bun. Eu acum am pun o întrebare. Nu știu, încercăm să răspundem. Ei verifică prin acest sistem tot ce faceți voi. Așa cum spuneai, de la sămânță până la produsul finit. Fac același lucru și pentru alții? Deci dacă o luăm ad literam și după ce produse se găsesc în magazinele lor, vorbesc de cei mai riguroși, de aceia cu care noi avem contractele astea cu roșia de Buzău, eu mi-ar plăcea să cred că da, pentru că ele sunt, oricând, dacă eu sau tu luăm un produs și îl trimitem la o analiză sau orice și se constată că nu este ceea ce scrie pe acel ambalaj, în primul rând retailerul are o mare, mare problemă din punct de vedere al imaginii, pentru că minte populația și va avea un mare minus, dar în al doilea rând acel producător cu care lucrează sau acel grup de producători sau cooperativă din Spania sau de unde o fi, are o mare problemă de imagine și se va raporta probabil că la nu lucrează doar cu acel retailer. Mie mi-ar place să cred că da. Din punctul meu de vedere, asta este și o limitare, să o spunem așa, legală de intrare a unor producători români în aceste hipermarketuri. Să o spunem pe aia dreaptă. Adică un proiect de ăsta costă câteva mii de euro, dacă nu zeci de mii de euro, pe care trebuie să-i plătești anual. E un abonament anual. Și nu își permite un producător mic sau independent să facă lucrul ăsta dacă nu se asociază și nu devine o forță și nu au o cifră de afaceri suficient de bună cât să acopere cheltuielile astea. Dar, repet, asta e lumea civilizată, ne digitalizăm, ne tehnologizăm, ne asigurăm, nu putem să ne punem contra vântului, e o vorbă la români, că ne udăm.
pe românește. Și atunci trebuie să o facem așa. Da, o facem așa. Din păcate, sunt atâtea portițe pe care unii le folosesc. Din păcate, sunt atâtea sinusoide pe care unii le folosesc. Și de pierdut, pierdem noi. Da, de pierdut, pierdem toți consumatorii, în primul și în primul rând. Portițele au fost, vor fi, nu putem să le schimbăm în toată istoria și în toate lucrurile pe care le facem noi. Vom vedea. Noi aici, în grup, încercăm să facem lucrurile 90% corecte. Când m-ar bate Dumnezeu să zic 100%, pentru că sunt atât de mulți factori pe care nu poți să-i controlezi, încât te-ai hazardat să faci o afirmație de genul ăsta. Dar încercăm să lucrăm corect, cinstit, astfel încât să nu avem probleme. Pentru că știi, un producător român, dacă îl găsește cu vreo problemă în sistemul ăsta, nu e același lucru pe care față pe acela din Spania care face milioane de euro și depinde de el ca furnizor. Și noi trebuie să fim de două ori mai atenți decât ăia, să fim de două ori mai buni, de două ori mai eficienți, că altfel nu răzbim. Și să încheiem, vorbind efectiv despre grupul de producători, au mai venit membrii noi? Nu, n-au mai venit membrii noi. Și dintre membrii cu care am purtat o grămadă de discuții, unii din ei s-au diluat pe drum, să nu zic, sau au dispărut. Repet, grupul se raportează la ceea ce se întâmplă în lumea asta acum și mulți din ei nu se pot încadra și renunță pe drum. Din păcate, nu am în momentul ăsta o soluție pentru ei, pentru acei mici producători care să le găsim o soluție. Am încercat, încercăm, avem o parte din ei, dar trebuie să vrea și ei. Nu putem face dragoste cu forța, cum se zice. Adică trebuie să se implice și ei. Nu se poate să le facem noi absolut tot. Până la urmă, sunt niște standarde pe care nu neapărat vi le-a impus cineva, vi le-ați autoimpus, pentru că depindeți și voi de standardele pe care alții într-adevăr le impun. Da, noi jucăm într-o piață mare. Nu jucăm doar în piața românească, lumea poate nu știe, dar noi jucăm, suntem membri ai Uniunii Europene, probabil că știu mulți, dar nu știu ce înseamnă chestia asta. E o piață liberă, e o piață fără bariere, îs și avantaje și dezavantaje, dar te concurezi cu monștri, cu mamuți de producători de legume, în care, dacă, repet, nu suntem de două ori mai buni sau de două ori mai eficienți, nicio șansă. Deci vom pierde, pentru că guvernul, când va veni să întrebe de ce nu lucrează cu producătorul român, nu lucrează pentru că n-au standardul ăsta, n-au asta, nu pentru că nu le ia marfa. Marfa lui, dar la condițiile astea. Cam asta-i. Doamna Viorica, celebrul Buzău 1600? Da, printre... Aici avem un hibrid, am încercat să le combinăm, celebrul soi Buzău 1600, și avem și un hibrid Izmir. Anul acesta am pus. Aici avem izmir și soiul de roșii Buzău 1600 sunt în solarele celelalte. Bun, mie greu să le deosebesc, dificil. Dar voi, cei care toată ziua faceți asta, bănuiesc, aruncați așa o privire și cam știți despre ce e vorba. Normal. Am plantat aici în acest solar izmir mai repede pentru că am avut răsad în plus la seră și am zis haideți să încercăm și în solar dacă merge la fel de bine și dacă se comportă în solar la fel ca în seră, adică temperatura altfel e mai rece, în seră e mai cald, dar merge foarte bine, avem deja 3 etaje legate și sperăm să recoltăm aproape la o săptămână diferență față de seră. E primul an, dacă bine ține o minte, în care v-ați făcut singuri răsadurile. Da, cel de Buzău l-am făcut singur și noi singuri și răsadul de castraveți de la început facem noi răsadul. Avem un spațiu amenajat și numai acolo facem răsad de castraveți și de roșii. Am făcut Buzău tot, 15.000 de fire anul acesta. Greu, că acolo e mecanica fină. Da, dar știți cum e, dacă sunt condiții și pot să-i asiguri tot ce e necesar la un răsad și te ocupi de el, merge, nu e așa o problemă mare. Bun, roșii, castraveți, asta ne-am obișnuit, știm. Ce mai aveți altceva?
Anul acesta nu mai punem, am pus în solarii, deja avem toate solariile sunt plantate, avem în jur de 25.000 de fire, dintre care 10.000 avem Buzău 1600 și 15.000 avem soiul hibridul Izmir și Lagur în solarii și în sere avem în sera mare numai roșii și în sera mică castraveți Farbio. Nu o să mai punem în câmp decât numai chiar pentru noi, vinete și ardei, pentru noi și pentru angajații noștri. Și pe castraveți mergem numai pe Farbio, nu și cornișon? Nu, în sera mică mergem numai pe Farbio. Acum, probabil peste o lună desfințăm, deja am început să pregătim răsadul pentru ciclu 2 și mergem și pe ciclu 2 numai cu Farbio. Ne-am specializat pe Farbio acum, ne lăudăm. Da, dar va veni vremea aia mai către toamnă când lumea va umbla după cornișon. Într-adevăr, da, dar spațiul este foarte mic și dacă punem două soiuri, adică să mergem și pe Farbio și pe cornișon, nu putem să satisfacem cantitatea necesară, să plece mașinile încărcate la capacitate cu cerința care o au supermarketurile. Da. Până la urmă, trebuie să vă... pe cerințele și pe cerințele lor, că altfel nu vin să ia numai să spună că astăzi ducem numai o tonă. Noi trebuie să ducem de la 4-5 tone în sus, într-o zi, să livrăm. Da, important e să ai grijă de ele. Ce le mai dați să mănânce? Ce să le dăm să mănânce? De toate. De toate, tot ce au nevoie. Le verificăm, facem analize și la sol, și la plantare, și în timpul culturii. Și noi lucrăm cu un laborator din București, de la Holland Farming, și facem mereu analize și la apă. Și în funcție de asta facem rețete săptămânal și completăm ce le lipsește. Da, până la urmă, așa cum spuneam, chiar dacă am zis mai de răsaduri, până la urmă tot ceea ce înseamnă legumicultură ține de această mecanică fină a agriculturii. Da, bineînțeles, dacă nu le dai la timp și în momentul când se cere, degeaba le dai mai târziu, exact ca și când un om e flămând, mănâncă și apoi vii tu și mai suplimentezi, degeaba. Așadar, anul ăsta ne pliem doar pe cele două soiuri. Ceva mai pentru toamnă, verdețuri și alte... Noi intenționăm să ținem culturile până în luna noiembrie. În solarii ne-am pregătit, noi am avut o problemă anul trecut cu solarile, Vigelia, când a fost și la Timișoara, ni le-a pus la pământ. Acum ne-a ajutat Dumnezeu și le-am pus toate din nou pe picioare, le-am înfoliat toate și le-am pregătit să reziste mai mult de jumătate din ele, adică să le putem închide, să mergem până în noiembrie cu culturile. Și de roșii și... Încercăm, acum am ierbicidat, am pregătit terenul să facem un hectar de roșii de industrializare. Acum urmează săptămâna viitoare să plantăm, să vedem în câmp. Avem un hectar pregătit. Asta... Tot pe roșii, numai roșii, anul ăsta roșii și castraveți. Aveți deja, eu știu, înțelegeri cu procesatori? Da, bineînțeles, avem un procesator din județul Vâlcea și anul trecut am colaborat cu ei și am colaborat chiar foarte bine și le plăcea marfa noastră, ziceau că aduceau roșii de industrializare din Italia. Și anul acesta, bine, ei sunt un colos față de noi, adică le trebuie cantități foarte mari, dar completăm și noi cât le mai, cât avem noi. Păi, e important să ia marfa voastră toată. Da, da, anul trecut au luat, da, chiar și gogonelele toate până la ultimul kilogram și și roșiile de industrializare ni le-au ridicat toate. Chiar foarte bine am colaborat cu ei. Păi să vă dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă. Mulțumim frumos, la fel. O servus, rabă. Dar ce-i cu tine, mămișule, că așa e necăjut, nu te-am văzut de când te știu. Îți necăjut, mă, și necăjut pe satul, mă, nici la crijmă nu se mai bea cum s-o beut odată. No, nu, Borovi. Veșinul, Șandoric, să plânge că s-o săturat tăță în care și gunoiul numai cu blopata aia mare și cu inima lui Stalin. Știu, dar... No, nevastă sa, Cătița, să plânge că îi dă CNP-ul după cap, nu mai poate trage cu grebla, vine vara, trebuie să strângă notrețul. Vărul meu toger, ăla de păstăgeal. Bă, ăla plânge tătă ziua, căldor șalile, să nu se mai poate să iei cu sacul cu cucuruz în pod, mă. Doamne, mămișe, dar păi astea-s probleme. Probleme mari. Păi da, ascultă-mă, vino cu mine la Agrovaro și ți explic eu cum se rezolvă tătă. Uite, pătru Șandorică, păi de ce ți-am explicat? Ăsta e încărcătorul, pac, ridică cupa aia, ăsta din joystick de acolo. Numai stă, exact, numai stă și să urcă ele, pac, în pod și gata.
Și aici ați greblele astea de care ți-am zis, uite-te, și astea de jos, care ți adună tot fânul. Ia șăniciul face bode, căptițe, tătătă, după alea cu ăsta și duce și bagă în habar. No, cu exact cum ți-am spus, cu jnecurile astea, vezi, uite-te, la ce capacitate au astea, zvârle greu, tătătă, în două ceasuri, două camioane, jup, când pot și gata, tătă treaba. Dar nu se rupe pe o dumă cu două camioane. Bine, mă, mișule, cum să se rupă, doar camioanele rămân jos, mă, greu urcă și se cară și orzul și tătătă. Mă, bine. Mărabă, fain mă învățași tu pe mine. Auzi, dar n-o fi scump. Cum să știe scumă, mișule, mă, dar toată lumea din țară știe că aici e cea mai bună calitate și cele mai mici prețuri, la Agrovaro. Atunci toată lumea la Agrovaro. Vrei o livadă cu fructe gustoase? Vrei o grădină cu legume frumoase? Vrei ca lecoltele să-ți fie sănătoase? O paletă largă de insecticide, fungicide și erbicide pentru tratarea tuturor bolilor și dăunătorilor găsești la farmacia fitosanitară Flaro, situată în Deva, pe strada Vasile Alexandrii, lângă sediul BRD. Sprijin pentru tine, soluții pentru grădina ta. Farmacia Flaro. Nu mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad din Țara Moților sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin și o să mai gustați odată și încă o dată. Alpin, plăcerea gustului tradițional. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex, pentru cei ce știu ce vor plantele. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Victor, stăm de vorbă de ceva timp și ne-ai tot amânat și într-adevăr, ai ce arăta acum. Da, după cum se vede și o să filmeze domnul, no, roșiile care se văd aici, faine. Faine, într-adevăr. Există un secret? În nu, dar toate... credeți, chiar n-am reușit să dau cu nimic pe ele. Nu am reușit nici la timp, cu nimic n-am dat efectiv, deocamdată. Acum o să-i dau un calciu, atât. Deci, de la ele? Efectiv ce am băgat cu noi și ce am băgat în sol, atât. Bun, vremea, vezi că e destul de ciudățică, no. nu te-am încurcat. Nu m-am încurcat anul ăsta deloc, decât la început, că plantare, au fost plantele mici și au fost terenul gol și am lăsat un pic folia de mulci, dar no, o mers, am trecut peste, s-o umbris și după aia n-am mai avut treabă. Te încadrezi cu ele în minimis? Încadrăm chiar dacă nu se prelungește și la întâi ne încadrăm, da. De, le facem două tone, sigur, cum să nu. Optimist ca întotdeauna. Totdeauna, ce nu o să pus problema. Când a fost vor de ținte, le-am atins. Până la urmă, ăsta e un bănuiesc, da. Un mic secret, să-ți planifici bine, să stabilești o țintă clară. Da, întotdeauna a fost așa și întotdeauna am reușit. Nu știu cum am făcut, dar în final am reușit. Bun, cu celelalte culturi cum stai? Bun, cu castraveți bine, cu ardei am întârziat un pic plantarea mai mult, dar nu le poți face pe toate, că v-am zis, vorbeam înainte de personal, de lipsa lor, muncă n-ai cu cine și întârzi cu anumite, dar nu le poți face pe toate, dar cu roșiile mă pot lăuda. Dar și cu alea, nu-i problema, azi mâine am și ardei, până după întâi am și ardei, nu-i problema. Castraveți am și acum. În câmp o să pui ceva? Chiar o să pun în câmp, o să pun cu varză și iar ceva capia și ardei gras. Da,
pentru aia, uite, chiar a început ploaie sănătos. Nu e problema. E acum se plantează în câmp. Acum ideal, până în 20-25, chiar nu-i târziu, chiar optim. Chiar dacă pământul e un pic rece, că ploaia nu e foarte caldă. Păi, nu pot să spui acum că pământul totuși e cald, s-a încălzit. Nu mai e probleme acum de genul că e rece. Chiar dacă poate ajunge la 10 grade pe timpul nopții, nu-i problema. Nu-i problema. Deci, practic, cam toate condițiile ar fi bine. Optim pentru toată... No. Un pic v-am spus, o stresat că au fost plantele mici și o stresat în solar folia de mulci care nu am pus cu folie. În rest, totul a fost chiar peste cu o lună în față. Puteam să zic că o lună de iunie. Da, adevărul că da, se vede și pe restul de vegetație, că e foarte, foarte devansată. Afară, noi aici le-am udat, deja am mers, au avut toți condițiile. Afară sigur au suferit, nu, răsăritul și astea, dar aici nu e problemă, că le-am dat apă, căldura au avut, n-am avut probleme, chiar ne-au prins bine. La început a fost un pic de recele ăla, dar am trecut peste și nu e problemă, deci... Da, păi, din câte știu, aveai pe aici și instalație de... Am avut alea de căldură, eram pregătiți pentru orice eventualitate. Cum a fost anul trecut, în 18, în 26 aprilie, a fost perioada alea 2-3 zile de chiar cu minus 2-3 grade. Anul ăsta am scăpat, în aprilie am văzut chiar nimic, a fost ok, bun. E bine să te văd așa. Văd că... Statele nu mai vorbesc, am ieșit chiar, nu, la un moment dat nu mai aveam ce să văd. Păi nu, chiar exact, ai anticipat un pic, exact înainte de a începe noi înregistrarea, venise cineva să întrebe de răsaduri și de-aia nu. Da, deci ce mai am foarte puțin, foarte subțire, mai am numai, deci chiar am dat peste așteptări. Cu ardeiul gras, am înțeles, acolo ar mai fi ceva. Ar fi ceva, dar nu cine știe ce, până în 500 de fire și care, bine, fără ce am eu de vânzare și ceva capi, atât, restul meu nimic. Roșii, gras, gogoșar, nimic. Alea numeam de... Am început la 1, bine, au venit luăm și mai în față de 1 mai. Nu știu dacă am avut 3-4 zile și am închis cu roșiile. Asta înseamnă că ți-ai obișnuit oamenii să le dai calitate. Da, asta e, așa este. Și soiuri care le preferă ei și m-am dus pe ce trebuie clientului, știi? Ce cerințele lor. Deci le place... Și asta e, deci... Dar până la urmă, regula simplă și clară a vânzării, cererea și oferta. Exact, dacă la omul ăsta îi place ce îi dai anul ăsta, la anul sigur vine cu 3-4 zile în față, chiar o săptămână, să nu mă lasă, să nu mă uit, să nu așa, să nu faci cumva să... Deci vine ăla ce a pierdut anul ăsta, fi sigur că la anul vine cu o săptămână în față să-și programeze. Pe cuvânt, așa îi. Mă bucur și să dea Dumnezeu tot așa, cu zâmbetul ăsta să ne întâlnim pe buză. Da, să dea Dumnezeu să fie așa cum la fiecare dorește să fie. Marian, stăteam de vorbă înainte de a începe înregistrarea. Acum o lună aproape, sau nu cred că era pus nimic pe aici. Nu, acum o lună chiar ați filmat în stadiul dresat în Paris, vă arătam atunci. Da, și într-o lună, după cum se vede, s-a dezvoltat foarte bine primăvara asta. Un secret? Secret nu e neapărat secret. Avantajul spațiilor protejate. Asta e avantajul solarilor sau selilor. Și în al doilea rând, primăvara asta a fost foarte călduroasă, cel puțin și la noi depresiunea Hațegului, ceea ce nu prea a fost, nu am fost noi obișnuiți cu chestia asta, așa, căldurile astea dintr-o dată. Nu a fost diferența între noi și sudul, sau vestul, Banatul. Da, și atunci ele s-au dezvoltat frumos și te încadrezi și la minimis? Da, sper, mai sunt. Noi s-am putut aproape două săptămâni jumate, trei săptămâni. Din câte am înțeles aseară, cred că veste bună, domnul ministru Daia, cred că prelungește până în 15 iunie. Da, știm că există un proiect, a apărut deja pe site-ul Ministerului Agriculturii, rămâne să apară și hotărârea de guvern. Acum, în principiu, dacă stăm să ne gândim bine, da, trebuie gândit la nivel național și în partea de sud chiar au fost afectați și cu... iarna care a venit mult mai dură decât aici la noi. Da, chiar vorbeam cu cineva de prin sud, înainte să pun răsadurile, chiar a început să se pună răsadurile și el avea undeva 70 de ani de solari, n-a apucat să se pună niciun răsad. Răsadul lui fi impus undeva la sfârșitul lui decembrie, chiar să zic că s-a alungit, s-a îmbătrânit răsadul în patru germinative sau cum pun să o împare, că erau dezamăgiți așa ceva. Nu prea s-a întâmplat la ei să pun eu înaintea să mirase. Cum tu la Hațe pui roșiile între munt și eu dita mai câmpia, nu pun roșiile. Da. Bun, acum, totuși,
trebuie să ai grijă de ele. Tratamente, ai făcut ceva? Da, până acum am făcut un tratament, doar unul. Deși nu, ar fi trebuit două, trei, dar nu a fost cazul, chiar am fost atent cu ele, nu prea vreau să bagatea. Bine, și investiția mea mică și eu am mai risele foarte bune, a fost folie dublă, deși au fost eu probleme, seara totuși a fost rece, chiar azi dimineață 7 grade acum. Veniți la ora asta, sunt 10 grade și la ora 10 dimineața. Totuși nu prea, mâine parcă văd că 30-40 de grade, fluxează temperatura, apare stresul la plante, da? Încet, încet merg bine. Sunt soiuri rezistente, adică hibrizi rezistență, v-am mai spus că 8 ani, 9 ani de când lucrez cu așa ceva, am căutat să fie totuși niște soiuri și hibrizi care să reziste la noi din zona Hațigului. Dar până la urmă și partea asta de adaptare, de obișnuință cu ceea ce înseamnă condițiile meteoclimatice de aici, de la voi. Câte soiuri ai de toate? Anul ăsta merg pe 9 soiuri. 6 care le am de vreo 3-4 ani și 3 care v-am văzut tot timpul. Încerc tot timpul ce apare pe piață să văd cum se comportă la noi. Și ceea ce ai pus acum a plecat la fel de frumos? Da, deci toate, chiar și alante 3 soiuri. Da, am și soiuri pe extra timpurii și am și ceva soiuri mai pe vară, mai nu. Cum sunt inimă de boș, asta nu sunt chiar așa timpurii. Da, cu ele apare atunci în perioada când celelalte încet se diminuează. Da, pentru că am o suprafață mai mare de 10 ari, 1000 de metri pătrați, 20 de ari și în care îmi permite să pun treptat. Cultura de bază în spațiile protejate, ca de 2 ani de zile m-am profilat chiar mapă roșie, pentru că e o cultură care îmi convine, avantajoasă la cel puțin o reușesc să vând. Nu am producție pe cât pot să vând. Care soile care le pun eu. Și cu răsadurile la fel. N-ai reușit să faci cât cerere ai avut. Da, din pare rău pentru alții că am putut. I-am refuzat, n-am avut ceva, ce n-am avut de unde să mai dau, pentru că s-au terminat în 2 săptămâni, nu știu dacă au durat 10 zile de când am ieșit la vânzare cu ele. Cel puțin hibrizii de solari am terminat 100%. Chiar ultimele două rânduri undeva la vreo 300 de fire am pus eu din toate soiurile ce fost mai mic. N-am avut ce, de-abia am vreau și să-mi pun mie. Bun, pentru când ți-a mai rămas ceva? Stocul e pozizat și acolo. Tot așa, nu, foarte, nu. Ce am și reușit să pun de mâine, două zile, să reușesc să pun și undeva la vreo 10 ari aproape de ardei în câmp. În afară de ardei, ce mai ai acolo? Undeva la 60 de ari de ceapă, un hectar jumate de cartofi, porumb și ardei. O ploicică ce-a venit chiar binefăcătoare. Da, a fost o problemă la noi aici, cel puțin în comuna noastră. Deci, a plouat pe Răchită, a plouat pe Toteștiu, pe pădure, când zice lui la mănăstirea Pristop, dar aici tot timpul neocolit. Răsărit la porumb a fost cam cel puțin nasol, acum sper să-și revină. Cartofii și-au răsărit cam rar, pentru că nu a fost ploaie. Da, Dumnezeu, acum de vreo 4 zile tot ploaie și revin. Se poate remedia totul. Da, eu zic că e ok. O dat chiar la ultima sută de metri, dar nu a așteptat Dumnezeu și nu a dat-o și-o pe asta. Și, bun, picăturile alea antimistrez le-ai pus? Le-am pus, că deja ne-au vizitat, clar, da. N-avem ce face fără. Poate anul ăsta e chiar parte invazia mai mare, tot din ce an, tot mai greu, tot mai mult sunt. Să sperăm că după ploicica asta vine și un pic de soare și vorbesc la propriu, nu figurat la soarele la de pe ulița voastră, să vină și un pic de soare, un pic de căldură și atunci chiar totul cred că va intra pe făgașul mai mult decât normal. Da, eu sunt șanse mari, deși anul trecut când am vorbit prima dată cu minimism, în prima oară eram în dubii, pentru că nu eram hotărât atunci, totuși în prima oară la noi, zona Hațigului, eram, da, se poate, v-am spus. În primul rând, dacă ai și folie dublă, crește temperatura și soiurile care sunt extra timpurii, te ajută Dumnezeu să recupere timpul. Eu zic că anul ăsta cam sunt șanse 100% să ies până la în 30. Dacă le prelungește până în 15, poate e mai ușor. Dar eu zic că până în 30 fac. Două tone nu e o cantitate la suprafața care o am. Cum mai merg vânzările? Pentru că e un cui lupe pe alea pentru relativ mulți producători. Problema vânzărilor, da, e cea mai mare problemă, pentru că foarte urât să mergi dimineața la piață, te duci să stai până la 3 la piață să-ți vinzi marfa. O vinzi, nu zic că o vinzi. Sunt oameni care am făcut o clientelă, sunt oameni mulțumiți, de-abia mă așteaptă în piață, dar e foarte obositor. Vii după masa, vin căldurile, te apuci la lucru, a doua zi ia la piață, ia la lucru. Ar fi ok, da, să fie un centru de recoltare sau undeva să dai roșiile, sau ce produci în primul rând, să ai undeva să le duci.
pentru că eu atunci sunt mult mai avantajat acasă când lucrez. Eu în momentul ce sunt plecat trebuie să plătesc oameni care să stea în spatele meu să lucreze. Și mai găsești oameni? Din ce în ce tot mai greu, dar sunt, nu zic că nu. E greu, îi. E foarte greu cu mâna de lucru, dar n-ai ce face, trebuie să-i plătești și aici pierzi. Pentru că nu. Altceva când ești tu acasă, lucrezi tu, știi ce ai de făcut, altceva când omul lucră pe bani, trece ziua, lua bani și... Dacă mai găsești și pe aia, ce să zic? Să dea Dumnezeu să țină și vremea și vremurile cu voi, cu toți. Să dea Dumnezeu sănătate. Domnule director, suntem la finalul unei perioade grele, zdroabă multă și din partea noastră și a fermierilor, ca să vă încadrați în termenul foarte clar de depunere a cererilor Acilapia. Da, și în acest an, în perioada 1 martie 15 mai 2018, conform Ordinului Ministrului Agriculturii, s-au depus cereri de sprijin pe suprafață de către fermierii hunedoreni. Am întâmpinat greutăți, dar le-am depășit. Am lucrat sâmbete, am lucrat duminicile, am lucrat de 1 mai, dar totul este bine când se termină cu bine. În sensul că acest efort din partea salariaților Apia ne-a unit și poate că lucrând împreună, știm să lucrăm mai mult împreună, am reușit să depășim toate problemele și ca rezultat să obținem o suprafață suplimentară raportat la anul 2017. Și când spun acest lucru, în județul Hunedoara s-au depus cereri pentru o suprafață de 132.000 de hectare și dacă vreți exact 586, deci 132.586, ce raportat la suprafața solicitată în anul 2017 de 128.718 hectare a însemnat o depășire de 3%. Raportat, transformat în hectare, asta înseamnă aproape 4.000 de hectare suplimentar față de anul trecut. Și ca număr de fermieri? Ca număr de fermieri, dacă anul trecut au depus cereri aproximativ 18.000, mai precis 17.986, în anul acesta au depus cerere 17.943 de fermieri. Deci mai puțin aproximativ 500 de fermieri a căror suprafață nu s-a pierdut. Această suprafață s-a regăsit în cererile celorlalți fermieri, în sensul că... Să fie un semn de comasare? În sensul că, aceasta era și ideea mea, această comasare timidă de la un alt la altul poate să ducă la un rezultat bun. Acum, între noi fie vorba, în județul Hunedoara mai sunt, cred că, puține suprafețe care mai pot fi comasate, pentru că fiecare ține de bucățica lui de pământ și având în vedere specificul geografic, da, e un pic mai greu, dar iată că se întâmplă și la noi. Da, da, având în vedere că specificul agricol la noi înseamnă 20-25% teren arabil și peste 75% fânețe și pășuni. Nu suntem un județ exclusiv agricol, dacă... Pe culturi, adică. Pe culturi. Mai mult pe pomicultură și pe creșterea animalelor ne putem gândi și așa și este. Ovine, caprine, bovine, că avem pășuni. Avem și pășune, avem și pământ. Nu știu dacă aveți cumva defalcat și pe culturi sau încă n-ați reușit să faceți statistica definitivă. A fost așa o linie mai groasă. Încă n-ați ajuns la filigram. Da, n-au trecut nici 12 ore de când am tras linie cu domnul ministru Daia, care și pe noi ne-a felicitat, județul Hunedoara, pentru rezultatele obținute, ca și domnul director general Pinte al APIA. Urmează acum o perioadă în care, din câte știu, se mai pot face niște ajustări de cei care au fost și au depus deja actele în perioada oficială.
Da, începând cu data de 16 până în 31 mai, toți fermierii care mai au dedus un act, care poate au dus un act și nu este bun, care pot să mai facă renunțări, pot să aducă suplimentar suprafețe, o pot face fără a suferi penalități. Aceasta este perioada în care, noi putem să lucrăm și să ajustăm aceste depuneri, aceste dosare depuse de fermieri. E de altfel cu noi. Asta a fost și anul trecut și sperăm că și în această perioadă, datorită acestei perioade fără penalități, vom putea face cât mai puțin debitori. Da, și poate ajută Dumnezeu și mai crește suprafața cerută în plată. Există și această șansă ca suprafața să crească în această perioadă. Bun, și acum vine așa durerea. Cam ce bănuiți că se va întâmpla cu controlul din anul ăsta? Că în ultima perioadă ați cam avut de tras pe partea asta. Păi, controlul este control. În fiecare an, după această perioadă, APIA Central va extrage șantionul de control. Noi suntem un județ cu acest specific de zonă montană. De altfel, 70% din UAT-urile din județul Hunedoara beneficiază și de această schemă zonă montană, fostă zonă montană defavorizată. Și mai avem multe scheme care pot fi accesate tocmai datorită specificului montan al regiunii Hunedoara. Din acest punct de vedere, și eșantionul care este stabilit funcție de aceste criterii de scheme, pentru Hunedoara întotdeauna a fost bogat, cu ghilemele de rigoare, dar o să duce la bun sfârșit, ca în fiecare an. Mai ales că acum nu mai suntem puși în acele situații delicate să mergem în decembrie și în ianuarie să verificăm situația pe teren. Așa este. Bun. Sunt aspecte pe care le vom discuta la întâlnirile următoare. Deocamdată, cu fruntea sus, spunem, am atins ținta propusă. Da, am atins ținta propusă, dar nu, asta înseamnă că am câștigat o bătălie, dar până la victorie mai este. Victoria va fi când vom putea, în perioada 15 octombrie, 30 noiembrie, să dăm avansurile, iar începând cu 1 decembrie, până în 31 martie anul următor, să facem plățile. Doamna inginer, suntem în 16 mai. S-a încheiat, practic, depunerea de cereri unice la APIA. În domeniul zootehnic vrem să aflăm ce se întâmplă cu un lucru și cred că de aici pornim la drum, cu cifre aproximative, pentru că mai pot fi aduse modificări. Până când? Asta este cel mai important și trebuia să le spunem fermierilor noștri după prima etapă, și anume cea a închiderii sau a depunerii cererilor până la data de 15 mai, că următoarele etape sunt cele de modificare a cererilor. Adică, deocamdată, prin emuri de adăugare, prin emuri de retragere, putem să facem modificări asupra schemelor. Știu eu, am uitat un animal, ne cumpărăm berbecii despre care tot am vorbit, vreau să-mi retrag o schemă sau mă răzgândesc, știu eu, trebuie să fac un transfer. Și atunci aducem modificări cererii noastre de plată până la 31 mai. Fără penalități și până în 12 iunie cu penalități. Da, ceea ce trebuie spus, e vorba doar despre cei care au depus cererea până în 15 mai. Cei care n-au venit deloc nu mai pot face nicio modificare, da. Nu au pe cer. Așa este, din păcate, și chiar de aceea am ținut, să spunem, în prima zi de după depunerea, adică în prima zi de după cea de 15 mai, care de altfel, așa ca o paranteză, pare a fi fost cea mai grea zi pentru noi, pentru funcționarii APIA, așa, cea mai grea zi de depunere.
și din cauza asta am ținut neapărat ca în prima zi după prima etapă, cum am spus, să îi anunțăm că încă își pot aduce modificări la cerere. Iar așa, ca o rezumat al evenimentelor petrecute, să le spunem tuturor fermierilor noștri că ne-am atins ținta și obiectivele noastre le-am realizat, este foarte important. Avem un număr important atât de cereri în ce privește schemele depuse, cât și un număr important de animale. Așa cum spunem, se pare că în continuare la oi și la capre și vaca de lapte și vaca de carne, atât numărul de animale cât și numărul de cereri este în creștere, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Bun, putem să aruncăm o privire peste cifre concrete, aproximative, repet. Așa este, și să începem cu acea clasică schemă cu care venim de la 31 ianuarie 2013 și să le spunem fermierilor noștri că acolo avem undeva aproximativ un număr de 4110 cereri depuse, cu o cantitate de 50.000 de tone de lapte și undeva în jur de 17.000 de capete de animale depuse. După aceea trecem la oi și capre, unde spuneam că numărul este în creștere și putem să le spunem că avem aproximativ un număr de 1022 de cereri depuse cu un efectiv de 170.000 de capete. Foarte bine, încurajator. Pe schemele cuplate, undeva în jur de 70.000 de capete la oaie și capră, iar la vaca de lapte și vaca de carne, undeva în jur la 350.000. Deci, încă o dată, vin și subliniez, este foarte important, cifrele sunt în creștere, ceea ce este foarte îmbucurător. Și dovedesc încă o dată că județul Hunedoara e totuși un județ propice pentru zootehnie. Așa este, de fiecare dată subliniem lucrul ăsta și spunem zonă de deal și de munte, așa. Și încă o dată, APIA muncește în continuare și așteptăm fermierii noștri pentru modificările pe care trebuie să le facem la cereri. Da, cu siguranță vor apărea și aceste lucruri și vor începe controlele. Fără discuție, dar deocamdată să definitivăm cumva cererile noastre, să ajungem la acel număr de capete de animale solicitate și abia după aceea vom ajunge și la numărul de capete eligibile. Normal și logic în urma efectuării controlului la fața locului. Înseamnă că vom reveni, ținem legătura ca să aflăm undeva mai către toamnă, să putem trage o linie și să aflăm câți bani vin iarăși în județul Hunedoara. Așa este și oricum până atunci avem multe alte lucruri, după cum știți avem păduri, avem motorină, avem multe, multe alte lucruri și sigur le vom discuta pe fiecare pe parcurs până în toamnă la controlul la fața locului. Domnule director, suntem imediat după conferința de presă pe care ați susținut alături de colegii de la APIA. Succes! În această campanie. Acum, cifrele exacte le-am aflat de la ei, dar implicarea Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara a fost una chiar serioasă. Da, într-adevăr, este normal ce se întâmplă, pentru că așa trebuie să lucreze instituțiile, una cu cealaltă, în binele și în folosul fermierilor. A fost o perioadă destul de complicată, pentru că oamenii au treabă la câmp, e plină campanie agricole de primăvară. Trebuia să gândească că au primit telefon de la Direcția Agricolă să se prezinte la APIA să-și depună cererea. De la 1 martie și până 15 mai, ora 24, trebuia să fie închise toate cererile și iată că am depășit suprafața de referință de anul trecut cu aproximativ 3%. Aia înseamnă bani în plus din fonduri europene în județul Hunedoara și oameni mulțumiți, pentru că știm foarte bine, agricultura trebuie susținută, trebuie sprijinită ca să fie un echilibru în ceea ce înseamnă producător și consumator. Iar dacă vorbim de consumator,
Dacă există și sprijin din partea statului și a Uniunii Europene, cu siguranță prețurile vor fi echilibrate în piață. Bun. Și dacă, așa cum vă spuneam, am aflat de la colegii de la APIA cifrele exacte, vreau să ne gândim un pic la ceea ce înseamnă lucruri care țin, practic, de continuarea acestei campanii. Cursurile pentru cei care au înscris veterinari la Agromediu merg mai departe. Da, cu siguranță partea de pachete de Agromediu, unde fiecare fermier trebuie să facă dovada că a absolvit un curs de scurtă durată și a dobândit cunoștințe în acest domeniu. Îi așteptăm la Direcția Agricolă să vină să se înscrie. Cursul costă 150 de lei, este pe o durată de 40 de ore. Vor primi un atestat cu care vor merge la APIA și vor face dovadă că au aceste cunoștințe. La fel este și măsura 11 pe partea de ecologic și acolo avem peste 200 de fermieri care au aplicat pe ecologic. Mai avem celelalte cursuri de durată medie unde acum se gândesc fermierii să-și depună proiecte pe fonduri europene, în special pe cele două măsuri, tânăr fermier și fermă familială, iar județul Hunedoara chiar are o pondere în regiunea de vest cu foarte multe proiecte accesate și urmând să fie accesate. Acolo vor primi punctaj în plus dacă au acele cursuri și oricum sunt obligatorii aceste cursuri până la finalizarea proiectului. Deci ne mișcăm, încercăm să îi sprijinim pe fermieri. Am și făcut multe cursuri începând de la 1 ianuarie încoace. Chiar ieri am avut o vizită de lucru pe teren, pentru că avem două componente la aceste cursuri, faza de cunoștințe, să zic așa, teoretice și partea practică, unde ducem cursanții în ferme școală ca să vadă pe viu ce se întâmplă într-o exploatație agricolă. Bun, trebuie să le spunem celor care ne privesc că este 16 mai, este imediat după încheierea perioadei de punere la APIA. Din câte știu, pe site-ul Ministerului a apărut un proiect prin care se prelungește iarăși termenul pentru programul minimis de tomate. Ați primit ceva oficial? Deci deocamdată nu avem oficial, am văzut și noi proiectul de hotărâre care sper să se aprobe ori astăzi în ședință de guvern, o săptămână viitoare. Da, au fost, după cum știți, acele intemperii din martie cu zăpezi, cu temperaturi scăzute, iar favorabilitatea de a ieși pe piață până la sfârșitul mai este destul de incertă și datorită acestui fapt, guvernul s-a gândit să prelungească până în 15 iunie perioada de valorificare ca acei fermieri care s-au înscris în programul de sprijin pentru tomate și care vor primi 3.000 de euro pe 1.000 de metri pătrați de spații protejate și care fac dovada că au comercializat 2.000 de kilograme pe 1.000 de metri pătrați, se poate să vină pe piață cu aceste produse și să încheie programul. Domnule doctor, din câte îmi amintesc eu, despre febra vitulera n-am prea vorbit până acum. Iată așadar că tot timpul găsim subiecte noi, dar care pot ajuta fermierii să treacă peste anumite afecțiuni și să aibă animale sănătoase. Sigur că da, aveți mare dreptate. Cred că, nu știu dacă am mai vorbit vreodată despre această afecțiune. Numele este destul de interesant, febră vitulera sau febra de lapte se mai numește, sau coma puerperală. În general se întâlnește la rumegătoare, dar apare și la porcine și se caracterizează ca și boală printr-o stare de paralizie generală și uneori cu pierderea conștiinței. Boala apare în general la animalele bune producătoare și în general la vacile bune producătoare de lapte, iar ca și cauză principală este scăderea calciului sangvin. Principalele cauze care duc la apariția acestui lucru sunt, în primul rând, o alimentație deficitară în ceea ce privește mineralele din alimentația vacilor, înțărcarea sau scurtarea perioadei de înțărcare, să zicem așa mai corect, precum și stabulația prelungită, o stare deficitară de întreținere. Chiar și îngrijitorii ar putea fi foarte speriați, încât anumiți îngrijitori
care nu cunosc foarte bine această boală pot chiar sacrifica animalul pentru că au impresia că va muri. Dar totuși se poate întâmpla să se piardă animalul de foarte multe ori în cazul în care nu se intervine la timp. În general, majoritatea îngrijitorilor cam știu când au dar poate fi confundată și cu paralizia sau paraplegia postpartum. Se aseamănă oarecum cele două boli. E clar că este vorba de o carență în calciu, iar în general îngrijitorii își cam dau seama când, mai ales pentru când animalul are această afecțiune, mai ales că apare imediat după fătare. După cum am spus, în cazul în care se intervine la timp, boala nu este foarte greu de tratat. În primul rând, ca și tratament, o metodă mai rudimentară, să zic așa, este insuflarea de aer în mamelă. Categoric trebuie făcută doar de medicul veterinar. Iar pe lângă acest lucru, administrarea de săruri de calciu, de preferat gluconat de calciu 10% 0,1 grame pe kilogram. Și acum pe piață sunt o grămadă de produse și preparate care administrate intravenos rezolvă problema respectivă. Dar trebuie intervenit la timp. Uneori animalul își poate reveni chiar în momentul efectuării tratamentului. Ca metodă de prevenție, în cazul în care se știe că animalul, în general există animale care repetă această afecțiune la fiecare fătare. În cazul în care se știe, este bine ca din timp animalului să-i fie administrate în furaj minerale. În gospodăriile populațiilor mai puțin se face acest lucru, de aceea recomandăm acest lucru. O prelungire a perioadei de înțărcare, adică înțărcarea să se facă corect, aproximativ cu 2-2 luni jumate înainte de fătare, pentru ca animalul să se refacă pentru lactația următoare. Și mișcarea, care este foarte importantă, adică animalul să nu fie ținut în stabulație tot timpul pe grajdi. Trebuie dat drumul la pășune, trebuie făcută mișcare din când în când. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Depozitul fitosanitar Comatex vă pune la dispoziție semințe certificate de legume, porumb, lucernă, trifoi, amestec de ierburi. La Comatex găsiți erbicide, insecticide, fungicide, îngrășăminte foliare, îngrășăminte chimice, azot, uree și complex. Nou, la Comatex puteți găsi o gamă variată de îngrășăminte bio. Tot la Comatex obțineți gratuit consultanță de specialitate. Comatex. Pentru cei ce știu ce vor plantele. O servus, rab. Dar ce-i cu tine, mămișule, că așa e necăjut, nu te-am văzut de când, te știu. Îți necăjut, mă, și necăjut pe satul, mă, nici la crijmă nu se mai bec un subeut odată. No, nu, Borovi. Vecinul, Șandoric, să plânge că s-o săturat tăt țăncări și gunoiul numai cu blopata aia mare și cu inima lui Stalin. Știu, dar... No, nevastă sa, Cătița, să plânge că îi dă CNP-ul după cap, nu mai poate trage cu grebla, vine vara, trebuie să strângă notrețul. Vărul meu togere ăla de păstăgeal. Bă, ăla plânge tătă ziua, căldor șalile să nu se mai poate să iei cu sacul cu cucuruz în pod, mă. Doamne, mămișe, dar păi astea-s probleme. Probleme mari. Păi da, ascultă-mă, vino cu mine la Agrovaro și ți explic eu cum se rezolvă tătă. Uite, pentru Șandorică, păi de ce ți-am explicat? Ăsta-i încărcătorul, pac, ridică cupa aia, ăsta din joystick de acolo. Numai stă, exact, numai stă și să urcă aia pac în pod și gata.
Și aici ați greblele astea de care ți-am zis, uite-te, și astea de jos, care ți adună tot fânul. Ia și nici îl face bode, căpchițe, tătătăt, după alea cu ăsta și duci și bagă în habar. No, cu exact cum ți-a spus, cu jnecurile astea, vezi, uite-te, la ce capacitate au astea, zvârle greu, tătătăt, în două ceasuri, două camioane, jup, când pot și gata, tătătă treaba. Dar nu se rupe podul, mă, cu două camioane. Bine, mă, mișule, cum să se rupă, doar camioanele rămân jos, mă, greu urcă și se cară și orzul și tătătăt. Mă, bine. Mă, rabă, fain mă învățași tu pe mine. Auzi, dar n-o fi scump. Cum să și e scump, mă, mișule, mă, dar toată lumea din țară știe că aici e cea mai bună calitate și cele mai mici prețuri, la Agrovaro. Atunci toată lumea, la Agrovaro! Nu mă pot hotărî. Ca să vorbesc despre produsele Alpin, trebuie să mă îmbrac așa, așa sau așa. Nu contează cum te îmbraci, important e ce mănânci. Produsele tradiționale Alpin de la Brad din Țara Moților sunt preparate din materii prime provenite din ferma proprie. La preparare sunt adăugate doar ingrediente naturale folosite din timpuri străvechi. Nu credeți? Gustați produsele tradiționale Alpin și o să mai gustați odată și încă o dată. Alpin, plăcerea gustului tradițional. Vrei o livadă cu fructe gustoase? Vrei o grădină cu legume frumoase? Vrei ca lecoltele să-ți fie sănătoase? O paletă largă de insecticide, fungicide și erbicide pentru tratarea tuturor bolilor și dăunătorilor găsești la farmacia fitosanitară Flaro, situată în Deva, pe strada Vasile Alexandrii, lângă sediul BRD. Sprijin pentru tine, soluții pentru grădina ta. Farmacia Flaro. Final de ediție, dragi prieteni. N-am vrut să încep, pentru că a fost totuși o ediție optimistă. Închei, însă, așa cum din păcate s-a încheiat și drumul unui fermier cu potențial. În urma unui tragic accident, s-a dus dintre noi Mihai Dălie de la Bârsău. În numele Asociației Crescătorilor de Bovine Hunedoreana, în numele nostru, condoleanțe familiei și drum lin în lumină celui ce a fost Mihai Dălie. Viața merge însă mai departe. Mergem și noi mai departe. Ne vom reîntâlni peste o săptămână arătându-vă ce s-a întâmplat astăzi la Vața de Jos, pentru că e târgul obișnuit al localnicilor și bineînțeles că nu puteam lipsi de la acest eveniment. Despre târgul de la Vața, dar și alte informații despre cultura asta care crește frumos peste o săptămână la aceeași oră. Să aveți parte de o săptămână rodnică și o viață frumoasă! Această emisiune v-a fost oferită de grupul de producători Corvinia.